În luna februarie a acestui an, peste 600 de hunedoreni, printre care și 300 de femei, și-au găsit un serviciu prin intermediul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Acest lucru se datorează continuării implementării de către AJFM Hunedoara a Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă. Hunedorenii care și-au găsit luna trecută un loc de muncă provin atât din mediul urban cât și din cel rural și, în mod firesc, au vârste și studii diferite. La luna februarie am încheiat luna cu 611 angajări, din care 300 de femei. Din totalul persoanelor ocupate avem 303 persoane peste 45 de ani, 99 persoane cu vârste între 35 și 45 de ani, 51 persoane între 30 și 35 de ani, 46 de persoane între 25 și 30 de ani și 112 persoane sub 25 de ani. În luna ianuarie, prin intermediul AJFM Hunedoara, și-au găsit un loc de muncă 406 persoane. Astfel, în primele două luni ale acestui an, s-au angajat, în urma programului derulat de AJFM, peste 1000 de hunedoreni.